facă Domnul ca, toți să ne fie dor de El, toți să avem dorința aceasta după El, după Dumnezeu și inima noastră să-L caute pe El, care este scutul și sprijinul nostru. Numai că Psalmistul spunea dimineața aceasta că, nu este doar un Dumnezeu care ne dă, care ne face, ci este și un Dumnezeu care ne mustră. Și spunea Psalmistul în versetul 6 că la mustrarea ta, Dumnezeu lui Iacob, au adormit și călăreții și caii. Și Psalmul 20 ne spune că unii se vizuiesc pe carele lor, alții pe cai lor, dar noi ne vizuim pe numele Dumnezeului nostru. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Să n-avem nici noi o încredere în ceea ce ne poate oferi lucrurile astea lumești, caii, călăreții, puterile noastre, și noi să ne vizuim totdeauna pe numele lui Dumnezeu. Ne vizuim pe Domnul nostru Iisus Hristos, în care este biruința. Așa cum spunea și fratele Nicu, s-a întâmplat odată că ucenicii erau pe mare și Iisus dormea în corabie. Și când a ieșit din corabie, știți ce a făcut? A mustrat valurile. El are și puterea să mustre peste valuri. Și n-au spus valurile și nu s-au îndârjit mai tare pentru că au fost mustrate. Cum fac unii când sunt mustrați. Și s-au potolit, s-au liniștit. Pentru că a mustrat Dumnezeu. Când mustră Dumnezeu, să știți că duhurile ies afară. Ne spune cuvântul Dumnezeu că a fost la un om îndrăcit în Gadara. S-a mustrat duhurile și nu era unul singur. Și erau foarte multe duhuri în omul acela. Au umplut 3.000 de poși de duhuri. Și l-au ascultat pe Iisus Hristos când i-a mustrat, s-au ieșit afară. Dar au fost doi înțelepți care s-au crezut și ei tași, au mers și ei să mustre duhurile. Cum cred unii că pot să meargă fără trimiterea apostolilor, fără să le spună Dumnezeu, merge și scoateți. Și au mers și ei să scoată, dar au și reușit. Și-au scos dracii, numai că au intrat în ei. Asta au făcut, pentru că au lucrat fără înțelepciune, frașilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Iacob, și se spune în Iacob, cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos, în Iacob, despre înțelepciune. Dar socială cu credință fără să se... Dacă vreunul din voi îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Așa dă Dumnezeu cu înțelepciunea. Cu mână largă, numai socială. Amin. Și El ți-o dă cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar priviți cum trebuie să o cerem. Dar socială cu credință fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt, încoace și încolo. Frașii și surori, un om care nu are credință că ceea ce cere Dumnezeu îi dă, exact ca și valurile acelea seamănă, care se duc încoace și încolo. Și un astfel de om ne spune cuvântul lui Dumnezeu că să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatonic în toate căile sale. Un om care nu are credință și nu are înțelepciune, o să privești la el și o să vezi că așa este cum spune cuvântul lui Dumnezeu. E nestatonic în toate căile sale. Spune una și face alta. Zice că merge acolo și se duce în altul. Și lucruri simple vei vedea, lucrurile acestea. Asta se întâmplă cu un om care nu are pe Dumnezeu, nu are credință și nu are înțelepciune de la Dumnezeu. Nu se vizuiesc pe înțelepciunea lumească și firească. Dar să știți că n-ajung bine. N-ajung într-un loc de slavă, într-un loc de cinste pe care Dumnezeu mi l-a pregătit nouă. Aș vrea dimineața aceasta să ne rugăm pentru cei bolnavi. Amin. Și să știți că nu noi mustrăm duhurile de boală. Ne mustră Domnul Iisus Hristos. Ne rugăm ca El să mustre duhurile de boală. Amin. Să mustre duhurile de necredință, de îndoială. În dimineața asta, dacă mergem și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să mustre duhurile de boală, dar noi ne îndoim de ceea ce poate Dumnezeu să facă.
Să știți că nu o să se întâmple nimic și nu o să aibă niciun răspuns rugăciunile noastre când ne îndoim. Și aș vrea ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în dimineața aceasta. Amin. Pentru că El este puterea de a mostra și când nu stă El, să știți că nu se întâmplă niciun rău. Când nu stă Domnul nostru Iisus Hristos și nouă ne face bine și celui care nu stă face bine, pentru că dacă am cerut înțelepciune și avem înțelepciune, ne spune Cuvântul Dumnezeu că cel ce are înțelepciune și înțeleptul primește mustarea și se face mai înțelept. Și niciodată să știți că mustarea lui Dumnezeu nu te va dovorâ, ci te va îndrepta, te va liniști și te va potoli. Așa cum a făcut și cu balbile. Haideți să ne ridicăm în picioare.